Pentru al doilea an la rând, echipele de polo senioare ale clubului Steaua București au reușit să câștige trofeele Cupei României, atât la fete cât și la băieți. Dacă la masculin diferența dintre Steaua și Oradea a făcut-o un singur gol, la fete succesul a venit mult mai devreme și mult mai clar. După victoria la limită din finala Cupei, Francescu Iudean este nerăbdător să se întâlnească din nou cu CSM Oradea în campionat. Cum a fost să câștigi o nouă cupă cu Steaua? Pot să spun că ne-am obișnuit și pentru asta muncim. În campionat ne vom bate tot cu Oradea. Cum anticipez că va fi acest duel? Va fi un duel foarte strâns, la fel ca și finala cupei. Echipele sunt foarte apropiate valoric și vom da tot ce putem să câștigăm. De 6 ani la Steaua, Andra Sandu savurează fiecare succes cu echipa din Ghencea, dar spune că momentan ea și colegele sale nu au timp să sărbătorească. Ce reprezintă pentru tine să câștigi Cupa României cu Steaua? Este un lucru foarte mare, deoarece am muncit foarte mult toate și ne-am dedicat la antrenamente. Și ne-am și obișnuit. Unde crezi că s-a făcut diferența între Steaua și celelalte echipe din această competiție? Dorința de a câștiga cel mai mult și că noi suntem cele mai bune. După succesele din Cupa României, cei doi tehnicieni, Bogdan Rat și Ionuț Cismaru, sunt convinși că formațiile stelei au șanse mari și la câștigarea campionatului. Ionuț, al doilea sezon la cârma echipei de fete, al doilea trofeu al Cupei României. Cum a fost în acest an să câștigați din nou cupa? A fost foarte bine, am câștigat turneul de la Târgu Mureș și acesta s-a dovedit a fi hotărător pentru Cupa României. Și apoi la București am câștigat 3 meciuri din 4. Steaua e și campioană antitră, va avea probleme în a-și apăra trofeul? Suntem campioană antitră, ușor nu o să ne fie, doar noi o să facem totul pentru a ne menține acest titlu. Ce înseamnă acest trofeu pentru dumneavoastră? Înseamnă, cum am mai spus și înainte, foarte, foarte mult. Suntem o echipă în creștere, o echipă foarte tânără și pentru mine e primul trofeu la nivelul ăsta. Deci, efectiv, ne-am bucurat foarte mult. Unde s-a făcut diferența în meciul decisiv între Steaua și Oradea? Diferența de multe ori se face pe episoade foarte mici, pe elemente foarte minore, ca să zic așa, dar și pe urmă se face pe dorința de a câștiga efectiv pe răutatea aia care stă la baza oricărei activități de înaltă performanță. Îi mai poate Steaua surprinde din nou pe cei de la Oradea în campionat? Da, bineînțeles, noi am surprins în primul meci de campionat, i-am surprins. Am avut egalul aici în cupă, care totuși, revăzând meciul, totuși a fost și un pic de neșansă a noastră, dar pe urmă am pierdut acolo, din nefericire eu n-am putut să stau pe bancă. Ce să spun, eu cred, sunt aici pentru treaba asta, să cred, sunt obligat.